gândim dacă nu s-ar putea. Repet, e mai mult un exercițiu mental pe care îl propun, nu neapărat o măsură de politică, e destinat tocmai gândirii cu privire la legitimitatea reprezentanților și la tipul de mandat democratic, reprezentativ, pe care se cheamă că îl au. Hai să ne gândim că... Noi sper că e o măsură politică, că ce ne-a pățit el în timpul alegerilor, pe cei care... Haideți să ne gândim la următoarea situație. Se trasează colegiile electorale, sau se folosesc actualele colegii și oamenii partidelor candidează în acele colegii, numai că în loc să candideze acolo unde sunt teleportați, beam-me up, Scotty, știți, în Star Trek, unde sunt teleportați de partide, să candideze unde sunt trași la sorți. Să ne imaginăm un județ cum este, să zicem, Prahova. Ce mișto! Dacă memoria nu mă înșală, are câți 14 deputați, nu? Și să zicem că cei 14 candidați ai partidului X sau Y sau Z din Prahova, în loc să se ducă unde dorește sufletelul lor, unde dorește sufletelul lor, se duc unde îi distribuie o loterie la nivelul circumscripției. Popescu în colegiul 2, iar Ionescu în colegiul 5. Nu? Că dacă e democrație, să o știm și noi. Ce ne-ar arăta o asemenea schemă? O asemenea schemă ne arată că este posibil să-l rupi pe reprezentant de acele interese strict localiste, pe care oricum el nu trebuie să le reprezinte ca atare în primul rând. Observați? Deci, în virtutea mandatului reprezentativ, în măsura în care omul este doar ales în colegiu, dar reprezintă națiunea, noi am putea să ne imaginăm o asemenea schemă prin care introducem, dacă doriți așa, o falie, un ecart între alegătorul local, dintre grupurile locale de interese și nivelul reprezentării naționale. Aici apare o altă problemă. Un nivel legitim. O diferență legitimă. Imediat ajungem la probleme cu voia dumneavoastră, pentru că aș vrea să vă arăt că o asemenea propunere, știți, întâi m-am gândit la ea și după aia m-am documentat. Ar fi trebuit să fac invers, știți, să mă documentez, după aia să mă gândesc la ea. Dar am făcut exact asta, adică întâi m-am gândit la ea și după aia m-am documentat și cu surprindere. Am găsit o prevedere din legea electorală românescă din 1864, pe care aș vrea să vă citesc. Zice așa, la articolul 24, e limbajul vremii și promite trecut asta. Deputatul alesul în mai multe colegii este, puteți să candideze atunci mai multe colegii, domnule, să zic. Așa, reprezinți națiunea, sau te joci. Așa, deci om cu greutate, deci era clonat în mai multe colegii. Este dator a declara opțiunea sa adunării generale până în 8 zile după verificarea titlurilor. De nu va fi declarat opțiunea în același termen, adunarea decide prin sorți pe care colegiul reprezintă deputatul în chestiune. Ei, observați? Caragiale tot. O prevedere? Caragiale de caragiale. O prevedere care, într-un anume sens, merge în aceeași direcție cu cea pe care am indicat-o. Deci,